să vorbim și despre ai noștri puțin? Da, să-i facem un pic de râs și pe ei. Am constatat o treabă, urmărind zilele astea, în special presa străină, care nu-și propune chiar în orice moment să exploateze pentru audiență dramele din Ucraina. La BBC, de pildă, se vorbește foarte mult despre ce se întâmplă la granița Ucrainei cu Polonia. Noi suntem la țările Baltice. Am auzit zeci de relatări în weekend, cred că de vreo două ori s-a vorbit despre România. Sigur, a fost interviu cu Băse, domne, deci... Na, cumva ăsta e norocul nostru, nu? Doar foarte puțin dintre cei care vin în România ar vrea să și rămână aici. Uite, pentru astfel de momente au pregătit ăștia țara timp de 32 de ani, nu? Au făcut o treabă minunată și continuă să facă. L-ați văzut pe Ciucă în vamă? Doamne, fix atitudinea autorităților române. Am venit și noi ca să vedem ce ar fi de făcut aici, dar acolo erau deja voluntari, se muncea în draj de ore bune, hei, hop, apar și gușații de la București. Am fost și am văzut pe stadionul din Siret locația unde se poate instala o tabără de curturi. Bineînțeles că se întreabă toată lumea, alo, nenea premierul, nu cumva trebuia făcută înainte treaba asta? Nu trebuia ca tabăra asta să existe deja? S-a spus, da, la stand, toate standurile astea, cine sunt? Sunt doar asociații și oameni care vin cu oameni. Aici trebuia să fie primiți și deținiți? Instituții de stafă, dumneavoastră, pentru că ne conduceți aici de la sine, înainte noastră. Mulțumim foarte mult, amândoi. Da. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Superb! Ciucă a venit practic să se mire. Mă gândeam că vine să inspecteze dacă s-au luat măsurile stabilite deja, dacă merge, domne, totul brici. Canci! A venit și a început cu să vă dea Dumnezeu sănătate, oameni buni. Ce-am fi făcut noi? Ne-am fi făcut iar de un rahat imens în lume dacă nu erați voi, ONG-urile și voluntarii. Bravo, oameni buni! Na, când ai un stat absent, nici nu mai poți avea pretenții de la el. Adică, senzațională solidaritatea oamenilor, reacția rapidă a celor care au mers acolo, care au trimis ce au putut, cum au putut, dar statul trebuia să facă mult mai mult înainte de toate astea. Mă uitam și la Bode ăla. Vreau să vă răspund și eu legat de misiunea Faciul Internă. Uitați-vă la el ce gușă are, plânge planeta, tată, e dezastru, e foamete, copii pe drumuri, nucleara ne amenință, ăsta bagă în el și se umflă. Ce poftă de mâncare ai, mă, băiatule! Că e și treaba asta, sigur ați simțit-o mulți dintre voi în aceste zile. Frate, parcă nu-ți mai arde să bagi în tine ca animalul așa, parcă nu mai intră mâncarea când vezi dramele acelor oameni. Mă scuzați, dar după o săptămână atât de tensionată, cu atâtea amenințări și provocări la adresa noastră, ar trebui ca președintele și toți ăștia din guvern să arate ca dracu. Na, cum arată oamenii după nopți nedormite, stres, după mâncat pe sărite, așa, după foarte multă cafea. Cum se întâmplă când ești foarte ocupat, stresat, când ai treabă, nu? Ce ai, mă, când te uiți la Bode al nostru, zici că a ținut cură de șaorme. Cred că a dormit și la prânz în fiecare zi. Da, el doar se află în treabă. Băbuia, uite-te! Cei mici mai găsesc puterea să zâmbească și să uite de imaginile pe care le-au văzut. O copilă de doar câțiva ani se joacă cu un geamantan în timp ce părinții speră să iasă din țară la timp. Na, astea sunt imaginile care ne vor uni, care ne amintesc ce oroare este războiul, ce imensă și absurdă nenorocire. Mă rog, lui Bode probabil că îi face poftă de mâncare când vede toate astea. Oamenii ăștia ar fi trebuit întâmpinați cu haine groase, cu ceai cald, cu mașini în care să se încălzească, cu locuri de cazare pregătite care să fie încălzite, cu spații care să aibă apă caldă, dușuri, cu un confort care să atenueze traumele acelor copii. Nu mai zic jucării, consiliere. E la noi, ca de fiecare dată, oamenii
Nu instituțiile au făcut diferența și au fost la înălțime. Autoritățile noastre, Doamne, lansează niște tâmpenii incredibile, gen da, putem să asigurăm condiții pentru 500.000 de refugiați și apoi vin să constate. Ia mă ce trebuie să facem aici. E terenul în pantă, bate vântul așa și e moale acolo? Punem acolo pe terenul de fotbal, da. Bă, și iau niște decizii de te doare mintea până la urmă. La stadionul municipal din Sighetul Marmației au sosit primele tabere mobile pentru refugiați. După ce acestea au fost descărcate, după 40 de minute au fost reîncărcate și duse de aici, de la stadion. A? Meseria și tată. Statul român, cum spuneam, te doare creierul. Până mută ei niște corturi, fie se termină războiul, fie dezmintitul ăla cu nucleara, Doamne ferește. Dă-mă ca în prima fază a pandemiei o ordonanță, pac, virez bani direct la hoteluri, care oricum sunt în moarte clinică, multe s-au închis. Dă-le bani de la stat să-i cazeze pe acești oameni, imediat. Îi ajut și pe antreprenorii tăi eroi, îi ajut și pe refugiați. Ăla-i ajutor, nu corturi pe un stadion, tată. Idioți mai sunt ăștia, mai că m-am enervat iar. Doamne, apără și păzește.